Așa. Vedem să mai adune niște oameni. Bun. Cred că suntem pregătiți să începem. Da. Bună dimineața! Bine ați venit la al doilea dialog Focus pe educație, de data aceasta despre leadership educațional. Numele meu este Radu Sechei și candidez pentru un loc în Consiliul Local Sibiu ca independent. Alături de mine este Elena Lotrean, care candidează pentru un loc în Consiliul Județean, tot ca independent, și invitat special în această dimineață, inspectorul școlar general județului Sibiu, domnul profesor Alexandru Dumbravă. Bine ați venit amândoi! Salutare, bine v-am găsit! Tema astăzi este leadership educațional și este un termen pe care îl folosim mai rar. În general vorbim despre direcțiunea școlii, director școlar, management școlar. Noi am vrea să mutăm puțin accentul de la ideea de management și administrarea unei școli la aceea de a fi lider al unei școli și a unei comunități de profesori, de părinți, de elevi care se formează de obicei în jurul unei școli și care, ca orice comunitate, are nevoie de un lider care să le arate drumul, direcția spre învățare, spre dezvoltare, nu doar pentru elevi, ci pentru întreaga familie, pentru că avem foarte multe școli unde familiile de foarte multe generații, nu neapărat în orașul Sibiu, dar în județ, de foarte multe generații, familiile trăiesc într-un cerc vicios al sărăciei și nu reușesc să iasă din el. Deci au nevoie de un tip de leadership care să-i scoată de acolo și nu doar de administratori de școală. Părintele Necula vorbea el la conferința Supertici de faptul că astăzi trăim nu o criză COVID, ci o criză morală, o criză de leadership a societății care se vede și în educație. Consecințele, sau această criză a început în urmă cu câteva zeci de ani și consecințele ei se văd astăzi. O să-l întreb pe Alex Dumbravă, ca director de școală, ca inspector școlar general, a fost director la Casa Corpului Didactic, ce, precum vede astăzi soluția la această, dacă există în primul rând criză de leadership și cum vedem soluția la ea, ce putem face ca administrație locală ca să ajutăm leadership-ul școlar. Da. Tema este una sensibilă. Că în România nu am reușit niciodată să ne creștem o clasă de lideri și să o și lăsăm să continue, să predea ștafeta mai departe altor lideri. Pentru sute de ani am fost de obicei un popor condus de către alte națiuni, după care, după independență, când începeam să ne creștem sau să avem deja niște lideri, i-am trimis în închisori, la canal și în alte locuri. Pentru încă 50 de ani am fost învățați că există undeva un tată suprem care are grijă de noi, iar noi trebuie doar să fim acolo prezenți, să facem pașii către care suntem îndrumați. Iar după 90, cred că pentru foarte mulți oameni a fost foarte greu să-și ia viața în mâini și să se gândească încotro să apuce. Poate că cumva comunismul a însemnat grija față de omul needucat sau față de omul care nu știe ce să facă. Și foarte multe destine s-au frânt după 90, tocmai pentru că oamenii, puși în situația de a alege ce să facă cu viața lor, puși în situația de a se conduce singuri, nu au mai avut acest... neavând acest exercițiu, nu au știut încotro să o apuce. La momentul actual, încă foarte mulți manageri sau directori, nu doar de instituții publice, și poate chiar și de instituții private,
se comportă precum niște directori de instituții comuniste care aveau sarcini clare, încercau să le rezolve pe acelea, dar nu ieșeau din tipare, nu ieșeau din propusă, ci încercau doar să meargă pas cu pas să-și atingă fiecare obiectiv mic. Crezi că e momentul acum să trecem la un alt tip, de la un alt tipar de management școlar, de leadership școlar? E într-adevăr o criză sanitară care, despre care se vorbește foarte mult și care poate fi folosită, părerea mea este, poate fi folosită ca și un catalizator pentru a descentraliza sistemul de învățământ, pentru a-l duce cât mai aproape de acel nivel de subsidiaritate de care vorbește de multe ori în Comisia Europeană, adică deciziile să se ia cât mai aproape de cei direct afectați. Crezi că e momentul? Crezi că e pregătit sistemul pentru descentralizare? Sunt pregătiți directorii noștri? Cum putem să-i ajutăm? Ce putem face pentru asta? Foarte multe întrebări într-una singură. Să nu vreau să le grupez pe toate într-un răspuns. Cred că după 30 de ani de la schimbare, de la revoluție, începem să avem oameni cu atitudine de lideri, oameni care sunt dornici să facă ceva mai mult decât și a postului sau decât să stea frumos într-un birou să li se spună domn director și să se simtă că acolo sunt respectați. Începem să avem oameni care au învățat management, avem oameni care simt leadership-ul și îl învață. Și apropo de asta, undeva la începutul secolului 20 se credea că leadership-ul ori îl ai în sânge, ori nu o să-l ai. După care au apărut o fel de teorii și s-a demonstrat că, de fapt, se poate și învăța. Mulți confundă leadership-ul cu managementul, dar sunt două lucruri destul de diferite, cu obiective ca și durată și ca și mod de împărțirea lor pe... Exact. Să intervin aici să dau un exemplu cum am văzut noi partea asta de management și leadership în școala româno-finlandeză, pentru că în momentul acesta, directorul de școală face și achiziții de vopsele și de creioane, se ocupă și de profesori, face și pregătire. Nu te supăra, sunteți deja ca și în școala tradițională. Nu, asta spun, că în școala tradițională asta este de obicei, directorul face de toate. Noi am împărțit aceste roluri între un director educațional care se ocupă de tot ce înseamnă parte de curriculum, de mentorat și pregătirea profesorilor, și un director administrativ care se ocupă de managementul de zi cu zi al școlii, de la avea creioane, masă și tot ce mai trebuie, la reparații și serviciile adiacente care fac o școală să funcționeze așa cum ne-am imaginat noi că ar trebui să funcționeze. Nu cred că e nevoie ca un director să știe să facă de toate. Și tocmai aici avem nevoie să facem un shift, da, o schimbare în mentalitatea tătucului, în mentalitatea celor care are grijă, și să începem să împărtășim, să începem să colaborăm, să începem să avem... practic, un model complementar de lucru, astfel încât fiecare neapărat să specializeze pe o bucată foarte mică, ci să poată să cuprindă în ceea ce face toate nevoile unei școli. Pentru că un director, în momentul acesta, cred că, așa cum arată fișa postului, nu reușește să cuprindă neapărat toate nevoile unei școli. Un director cred că nici nu trebuie să știe să le facă pe toate. Un director la final de zi trebuie să asigure că s-au făcut toate. Cred că trebuie să identifice oamenii potriviți pentru fiecare sarcină și ar foarte bine să ne cunoaștem oamenii cu care lucrăm, să le dăm șansa de a fi cunoscut și de a ne arăta care este lucrul la care se pricepe cel mai bine. Și nu trebuie să-i redirecționăm pentru a învăța să facă alte chestii pentru care poate că nu au nicio atracție, ci să găsim la fiecare om ceea ce îi se potrivește cel mai bine și să lăsăm să facă ceea ce îi se potrivește.
Mi-a plăcut foarte mult, scuze, un exemplu din Finlanda în care în Turku directorul liceelor din Turku este unul singur la, oare câte licee erau? 6 licee? 7. Poate împărtășești tu mai bine cum e paradigma asta. Da, nu știu dacă neapărat în momentul de față, adică cred că în România s-ar potrivi mai degrabă un model în care descentralizăm complet înspre școală în momentul de față autoritatea, leadership-ul școlar, managementul școlar, mai degrabă decât că ar da impresia că de fapt înlocuim un tip de inspector cu un altul, pentru că se discută foarte mult de rolul inspectoratelor în administrația școlilor și relația dintre inspectorate și minister și inspectorate și școli. Și a fost, eu personal am spus de multe ori că mă opun desfințării inspectoratelor momentan, pentru că nu avem o bază sau un alt instrument prin care să putem asigura implementarea politicilor de stat la nivel de județ. E nevoie de un nivel intermediar. Însă se vorbește foarte mult de depolitizarea sistemului de învățământ și, sincer, Alex, întrebările pe care le-am primit pentru acest dialog ieri s-au referit aproape exclusiv la cum depolitizăm învățământul. Atâta vreme cât directorii sunt numiți politic, nu va exista performanță. Cum crezi că se poate face asta? Prin extragerea inspectoratului școlar din procesul de numire a directorilor și, de exemplu, Consiliul de Administrație a școlii să decidă? Cred că numirea directorului a fost destul de greșit înțeleasă, pentru că numirea directorului la ultimele examene care s-au ținut s-a făcut printr-un examen scris la care putea să participe oricine îndeplinea anumite condiții și printr-un interviu la care participau membrii ai comunității, practic profesori din școală, reprezentanți ai părinților, ai consiliului local. Deci cumva, cel puțin de la nivel central, nu a venit nicio interdicție sau nicio indicație pentru a pune sau a nu pune pe cineva. Eu, în calitate de manager, atât la Casa Corpului Didactic cât și la inspectorat, nu am întrebat niciodată vreun om din ce partid face parte și în momentul în care aș face lucrul acesta, cred că m-aș descalifica ca și om. Dacă vrei să lucrezi normal, într-un sistem normal, este important să găsești oameni cu competențe, nu oameni cu livrete de partid. Sunt... Pentru că dacă angajezi sau vrei să lucrezi cu oameni care sunt doar niște nume pe niște liste, îți faci singur viața grea, va trebui să muncești tu în locul lor și nu cred că își dorește nimeni acest lucru. Îți dorești ca lucrurile să meargă cât mai natural, cât mai firesc și să ai oamenii potriviți la locul lor. Acum știm că unii își doresc asta, dar pe de altă parte cred că ești de acord că au existat multe situații de politizare a deciziei sau de, nu neapărat pe linie ideologică, ci pur și simplu pe linie de da. Serviciu contra serviciu. Adică în păcate și eu am fost victima unor astfel de gândiri, dar sper să am tăria de a nu merge niciodată pe calea pe care mi-au arătat-o alții și să merg întotdeauna pe calea corectă, pe calea care să-mi permită să mă uit întotdeauna în ochii oamenilor. Este foarte important atunci când totul se sfârșește, când tragi linie după un mandat care poate fi de zeci de ani sau de o lună sau o zi, să rămâi același om, să nu te schimbe sub nicio formă o funcție. De acord. Sper să se întâmple așa. Cum putem însă garanta? Concursurile sunt organizate, dacă în general cine organizează concursul poate să și decide cine îl câștigă. Și asta este o practică generală. Un exemplu interesant. În 2015 am dat examen la minister pentru postul de director de CCD și am luat proba scrisă, am fost picat la CV-ul. O chestie foarte tare, să dădea examen de probă scrisă, interviu și CV-ul. La toate trebuia să iei notă peste 7. Am fost picat la proba CV-ului. Mi s-a părut destul de ciudat ca un doctorat, două facultăți și o mulțime de cursuri să nu fie suficiente pentru un amărât de post de director de CCD în ultima instanță.
peste un an de zile, deci orice aș fi făcut, nu reușeam să ajung la șaptele ăla. Am discutat CV-ul de față cu toți oamenii, nu reușeam să trec de șaptele ăla. După aceea am înțeles ce se întâmplă. Și peste un an de zile, când a fost concurs din nou organizat, am depus exact același CV-ul. Nu am modificat la dosar nimic decât prima pagină, îmi retrăsesem dosarul și culmea, cu o comisie tehnocrată care nu avea probabil atâta influență sau atâta presiune politică. CV-ul meu, care înainte fusese evaluat la 6.75, a fost evaluat cu nota 10, a fost singurul CV pentru postul de director de CICET care a fost evaluat cu 10. Și chiar am întrebat comisia cum poate să facă așa ceva, cum poate să evalueze cu 10 un CV care cu un an în urmă fusese evaluat în același cabinet cu 6.75. Surpriză! Păi, un motiv poate că ar fi că s-au schimbat criteriile de evaluare, ceea ce nu sunt convins. Un alt motiv ar putea fi exact ceea ce se știe, dar continuăm să tolerăm, faptul că deciziile se iau cu o puternică influență politică. Oricine ar fi fost acolo, probabil că un guvern tehnocrat e altfel. Dar ideea este cum reușim să transferăm acest... Să eliminăm aceste criterii politicianiste din decizie. Și cred că pentru mine, la nivel de școală, cel mai simplu ar fi ca directorul să fie angajat de către Consiliul de Administrație al școlii, din care să facă parte un reprezentant al proprietarului, primăria respectiv, sau școala privată, în cazul nostru, un reprezentant al părinților, un reprezentant sau câțiva reprezentanți ai mediului economic din zona respectivă, care au interes în administrarea școlii, în succesul ei, în numirea unui om care, într-adevăr, știe să facă treaba și nu așteaptă să o facă alții pentru el. Și ca să revin la un exemplu pe care îl dădea Elena referitor la separarea sarcinilor, da, și școala finlandeză din Sibiu de care a vorbit, avem doi directori, unul educațional, unul administrativ, niciunul din ele, că sunt două doamne, nu este lider. Liderul este o a treia persoană. Da? Deci, mie asta îmi lipsește în sistemul de învățământ de stat, un lider care nu neapărat să administreze, să se ocupe de partea metodică, ci să... Și omul ducă. Care să vină cu viziuni, exact. Care să gândească cu doi pași mai departe de primul pas și să încerce să mobilizeze energiile către acel scop. Exact, și să creeze o identitate culturală a școlii, cu care să se asocieze cei din zona respectivă. O cultură organizațională solidă în care să se ancoreze toți, atât personal cât și elevi, cât părinți și așa mai departe. Da. Eu cred că astfel de generații sunt în creștere și văd semnele creierii unei generații de lideri, în special la oamenii mai tineri, care poate pe vremea comunismului erau la grădiniță sau au crescut cumva ferit tehnele acelei perioade. La directorii care au zeci de ani de experiență în spate, lucrurile nu mai sunt simplu de schimbat. S-au învățat cu obiceiurile lor, s-au învățat uneori chiar să fie un fel de mici tirani pe moșia lor. Și astfel de oameni nu pot fi schimbați. Chiar îmi vine în minte un exemplu de săptămâna aceasta, când un învățător care locuiește într-un sat și are post în satul respectiv și a cerut detașare în altă localitate la vreo 20 de kilometri. Eu stau și mă întreb, și ar trebui să se întrebe și directorul de la școala respectivă, mă, omul ăla este normal de vrea să plece din satul lui sau am greșit eu ceva? De vrea să plece de la 5 minute de școală pe jos la jumătate de oră cu mașină. Da. Acolo clar sunt niște probleme. Da, sunt probleme. Acum, ce părere ai despre propunerea noastră de a organiza ca administrație publică, locală, în momentul în care unul dintre noi cel puțin va fi acolo, niște cursuri speciale de management școlar, care să fie dincolo de ceea ce se face în momentul de față și să se ducă spre ideea de leadership și să implicăm mediul economic în formarea liderilor educaționale, astfel încât să treacă dincolo de management și de administrare și să devină lider, adică să înțeleagă cum se conduce organizația, cum se duce înspre viitor o organizație și primăria, Consiliul Județean, să susțină asemenea activități, tocmai pentru că
după părerea mea, administrarea școlilor și succesul școlilor depinde, în primul rând, de administrația locală și nu de guvern. Da, care e departe. Cu astfel de idee am avut-o și eu de-a lungul anilor. Cred că administrațiile locale ar trebui cumva să-și crească liderii de mâine și astfel de cursuri, nu știu dacă ar fi neapărat o necesitate stringentă, dar ar fi binevenită și ar da greutate a ceea ce se întâmplă prin faptul că ar arăta că la nivel de comunitate locală există un interes pentru a crea bun manager și buni lideri. Participând la astfel de cursuri, oamenii ar avea ocazia să colaboreze, să vadă ce este bun la unul, să împrumute unii de la alții, să învețe unii de la alții și cred că foarte, foarte dor este să înveți prin exemple pozitive. Exact pe ideea asta de schimb de experiențe sau de bune practici, mă gândeam că am putea propune o formă de job shadowing între persoane din administrația școlilor, lideri școlari și mediul economic. De exemplu, un director de școală să meargă să petreacă o săptămână, două, cu un director de la o firmă privată mare, să vadă care este practica acolo și invers. Aș vrea și directorii din mediul economic să vină din mediul privat, să vină să petreacă o săptămână, două în școli, să vadă cum se petrec lucrurile acolo și să ajute, să propună niște modalități de a îmbunătăți administrația. Da. La o astfel de idee mă gândisem înainte de începerea pandemiei, când am avut mai multe consultări. Am avut o consultare cu vreo 30 de asociații și ONG-uri implicate în activități educaționale în județul Sibiu. Am avut mai multe consultări cu firmele care lucrează în Sibiu și chiar venisem cu o propunere de proiect Adoptă o școală, prin care firmele care doresc să adopte o școală să intre într-un parteneriat direct și fiecare să învețe unii de la alții. Pentru mine venisem cu ideea de a propune celor din Consiliul Elevilor sau celor interesați să vină la un internship în cadrul inspectoratului școlar, astfel încât să vadă, poate timp de o săptămână, ce se întâmplă acolo, ce avem de făcut, cum se desfășoară activitatea de zi cu zi într-un astfel de mediu. Și din păcate, ceea ce s-a întâmplat din martie încoace ne-a mai tăiat din aripi. Dar eu cred că atunci când lucrurile se vor așeza, ar fi unul dintre pașii normal de făcut. Și da, mi s-a părut întotdeauna ciudat că încercăm să alergăm după Erasmus-uri, cursuri de formare sau job shadowing în alte părți ale Europei sau ale lumii, dar poate ar fi interesant să propunem și un schimb de experiență între școli, de exemplu, din Sibiu și din Pofeldea. Un profesor sau un manager din Sibiu să plece două săptămâni la Pofeldea, la Hozma sau unde doriți, iar unul de acolo să vină din coace. Pentru că poate uneori un astfel de schimb de experiență ar fi mai interesant decât un schimb de experiență cu, nu știu, cu Spania sau cu altă care a lumii. Și da, din păcate aici doritorii ar fi foarte puțini. De asemenea, de doritori de a avea un program de schimb intrajudețean, zici? Sau? Da, s-ar întâmpla niște lucruri interesante, pentru că managementul și cultura organizațională de pe sate diferă de cea de la oraș, de la Sibiu. Și dacă o să faceți vizite la școlile de pe sate, o să vedeți că adesea sunt acolo colective mai sudate, mai pline de viață și de energii pozitive, mai hotărâte să facă lucruri, să ia inițiative, în timp ce la oraș lucrurile sunt mai calme, mai așezate. Oamenii au pomenit un fel de a face lucrurile și ies greu din inerția aceasta. Cred că pentru noi, pentru oameni, este foarte greu să facem schimbări, mai ales la nivelul mentalității. Da. Pe sate, oamenii, deși pare un paradox, au învățat să se descurce singuri, să se miște în toate părțile, să caute asociații, să caute parteneri, să vină cu proiecte.
și o fac mult mai mult decât în mediul urban, decât în special în municipiu. Da, am știut dintotdeauna sau știm dintotdeauna că nevoia te învață sau te obligă să găsești soluții. După părerea mea, un program interjudețean sau intrajudețean, așa cum spuneai, mi se pare foarte bun. Noi chiar am propus la un moment dat și o să discutăm și despre asta, cred, una din zilele următoare, o regiune de dezvoltare educațională Brașov-Sibiu-Alba pe baza, eu știu, sau pornind de la învățământul profesional dual, dar și pornind de la programul Adopt o școală, de care auzisem la un moment dat de la clubul oamenilor de afaceri germani, dar nu știam că ideea fusese abandonată și mă bucur că e preluată din nou. Nu mai avem foarte mult timp, cred că despre asta putem discuta ore întregi, despre leadership-ul educațional. Ce aș vrea este să vedem dacă reușim, sper, în momentul în care 1, 2 sau 2, 3 suntem prin administrația publică locală, să găsim chiar soluții pentru a aduce o notă de leadership în administrarea școlilor din Sibiu, din județul Sibiu. Da, eu îmi doresc ca în administrație să ajungă cât mai mulți oameni interesați de ceea ce se întâmplă în educație, astfel încât împreună să creăm o masă de oameni suficient de influenți și puternici încât să poată da tonul unei schimbări. Avem nevoie de astfel de oameni, de oameni cu viziune, de oameni care chiar să dorească să schimbe lucrurile sau măcar să le îmbunătățească la un nivel suficient. Și să sperăm că toamna se numără bobocii și vom avea astfel. Eu cred că se pot și schimba, îmbunătăți o parte, dar schimba multe, pentru că cred că lumea simte nevoia schimbării și ceea ce e nevoie acum să facem e să le dăm șansa liderilor să se ridice și să producă acea schimbare sau să o ducă mai departe, de acolo unde a început deja. Să poată să aibă instrumentele cele mai potrivite. Noi spunem mereu că suntem înaintea vremurilor. E un hashtag pe care l-am folosit destul de mult în ultimii 4 ani. Tocmai pentru acei 2 pași în față spre care putem să tindem, iar ceea ce facem acum cu toții, cred că o să putem vedea mult mai clar peste 2, 3, 4 ani și tare mi-ar plăcea să ne revedem atunci și să ne uităm în urmă și să vedem cât de harnici am fost. Da, e ce un lucru interesant de spus este că ce planificăm acum se va vedea probabil peste 10 ani, nu peste, nici măcar peste 4, că ar fi mult mai simplu dacă s-ar vedea în cadrul aceluiași ciclu electoral. Din păcate durează 2-3 până când încep să se vadă rezultatele și tocmai de acolo cred că lipsa de interes a multora de a investi în educație, pentru că rezultatele se văd abia peste 10 ani, când deja poate mandatele noastre s-au terminat de mult. Sper ca noi să fim în stare să nu gândim în cicluri electorale și să gândim în generații. Sper, eu sunt total de acord cu tine pe asta, trebuie să trecem dincolo de ciclurile electorale. Au început să bată clopotele, cel puțin eu le-am auzit, să-i lăsăm pe cei care vor să meargă, din cei 100 aproape de, nu știu dacă le spun spectatori pe Facebook, cei care ne-au vizionat pe Facebook, dacă vor să meargă la biserică. Mulțumesc, Alex, foarte mult de timpul acordat duminică dimineața. Te lăsăm să te întorci la copii, pisici. Eu mă întorc la cățelul meu și îl scot la o plimbare. Mult succes în săptămânile care urmează și pe termen lung sper să avem cât mai mare succes în a face din Sibiu ceea ce noi am numit cel mai bun loc pentru a crește copii în România. Mulțumesc și o duminică frumoasă! Duminică frumoasă! Pentru invitație și chiar sper ca Sibiu să fie locul în care să putem toți trăi fericiți și care să te ferească de a fi tentat să mai pleci în altă parte, cel puțin în domeniul educației. O zi frumoasă! Mulțumesc! Mulțumesc! Ai oprit live-ul? Da.